Suntem la Roadgear Soda, eu sunt Hatchat, suntem la Guitar Shop, direct aici în magazin și astăzi vă arătăm ceva super, super, super tare. Hai cu mine! Fii atent! L-avem pe Panda care cântă într-una! Ce faci, bro? Ai încercat arpegii, dar nu... Nu ți ies. Nu. De ce? Cred că e din cauza că am un sunet foarte vintage. Am observat. De la? De la niște amplificatoare noi aduse de Guitar Shop. Sunt Fender Bass Breaker, dar n-are sens să-ți povestesc prea mult de ele, mai bine ții un scaun și... Vrei să-mi iau un scaun? La cap. Ok, spunem de ampurile astea, Bass Breaker. Bass Breaker de la Fender, de-abia au apărut, sunt efectiv fierbinți. Fierbinți, mi-au ars fața, nu știu cât se vede pe așa, dar mi se vede, cojește. Se vede, te cojești puțin. Da, se cojește. Ce observ eu aici e că sunt pe mărimi. Da, cum râdeam mai devreme, în funcție de cum ai configurația în sufragerie. Ok. Dacă ai comodă mică, ai combo cel mai mic, de 7W. Dacă ai șifonier, îți îl pui pe asta. Dacă ai șifonier, trăiești în șifonier și ai... Head plus cabinet. Sunt toate echipate cu difuzoare Celestion, V-Type. V-Type. Da. Niște Celestioane... Adică difuzoare în formă de V? Da, practic. Și cred că au caracteristici vintage, cum s-ar zice. Da, nu vă gândiți la Vintage 30, care e alt difuzor. Nu. Deci asta se numesc Fender Bass Breaker. Bass Breaker. Sunt pentru spart basul. Băi, sunt niște amplificatoare care, indiferent de pachetul mic cu difuzor de 10, pachetul cu deci, două avem difuzoare, 10, avem 10, 1x12, 2x12, după aia head cu cabinet de 1x12, după aia un 1x12 super nebun, 2x12 super nebun și după aia mai avem un head acolo care este ca și primul combo. Da, le găsiți pe toate pe site-ul guitarshop.ro. guitarshop.ro. Acolo mai detaliat, mai acolo. De unde a pornit toată nebuneala? Tonul ăla vintage pe care îl știm noi de distorsiune pe lampă venea de la Marshall, da? Dar Marshall-ul, Plexiu, era bazat pe Bassman, de la Fender. După aia, următorii 40 de ani, Fender a cam pierdut teren la capitolul distorsiune. Au avut ei câteva serii, VM-ul, Andrei era la Sonic. Supersonic. S-au gândit ei acum, băi, ce-ar fi să facem niște amplificatoare care majoritatea au un canal cu gain, okay, și master volume și care poate să treacă de la, acum o să tac ca să exemplific și ce zic, poate să treacă de la aceeași chitară, nu mă ating de nimic. Stai, putem și mai curat. Ăsta pe care cânt eu acum, care e Bass Breaker-ul 15W, are și reverb pe el, digital, și emulează un reverb de hall, de hală. Auzi, ce? Nu pot să mă abțin, trebuie să iau și o chitară. Te invit acolo, înainte de toate, putem să zicem că la Guitar Shop a venit o nouă serie de chitări. Asta, stai să iau o chitară și după aia vorbim de amândouă, da? Noi, cât el se duce, vă zic, de fapt. Nu. O nouă serie nu. De nu. Chitări. Jap. Po. Trebuie și cablu. Ai făcut frumos așa, dar trebuie și cablu. Păi ia spune-mi, ce chitară am eu aici? Habar n-am. Da. Este un Telecaster made in Japan. Nu, n-ai de unde, că ți-am luat eticheta aia special. De ce mai te rog, spune-mi, ce este chitara? Îți zic eu ce, e un Telecaster 69... Blue Flower. Blue Flower. Asta era ideea. Așa, care e surioară cu... Ce are floricele. Pink Paisley. E foarte frumoasă. Este, este. Are niște doze nebune, se numesc Vintage Coil Single Coil. Vintage Coil Single Coil. Da. Ca și la Fender-ul Stratocaster Hendrix avem cheițele vintage style vintage. Cu locking-ul vintage. Ok. Pickguard-ul e de plexi, ca să se vadă modelul ăsta frumos. Ai saddle-urile din metal, stainless steel, spre deosebire de telecasterele din 52 și anii 50 care le aveau de alamă.
aveau tonul mai dulce. Okay. Asta sună un pic mai bright. E foarte bună pe ceva ce îți place ție, și anume gent. E foarte bună pe chicken picking și pe nebunel de astea country și... Finețe și rafinament. Da, da. Ce ai tu acolo? Văd că e... Te-am făcut. Ceva cu auriu. Tura asta te-am făcut. Ok. Au adus Ricci Coțăn, semnătură. Am zis noi la un moment dat ceva că... Așa. Ricci Coțăn. Ricci Coțăn, varianta de Stratocaster, care este o chitară... Bine, el cânta pe Telecaster înainte. Cântă în continuare, e o combinație. Da, da, da. Avem griful, care e din Maple. Și care nu prea e lăcuit. Nu e lăcuit, spre deosebirea ta, e satinat. Dar este un thick C shape. Deci este foarte gros. E foarte exact gros. Ca ala de Gibson, aproape. Da, da, e dita mai bâta. Dar asta e o chestie foarte mișto pentru că ajută la fundamentale. Se aud foarte bine, are sustain bun. Sustain-ul e dat de grip într-o mare proporție. Dar și corpul, din câte am văzut, le-am comparat cu un Stratocaster normal, american e mai standard, e mult mai gros. Mai băbănel, așa. Made in Japan. Punctele sunt dintr-un fel de SIDEF nebun. Are cheițe Goto. Adică? Cu... adică firma Goto, oh, okay. Se numește. care au, au tuning pegurile din ceva imitație de SIDEF. Arată foarte elegant. Chitara asta mi-amintește de o chitară pe care a scos-o Fender la un moment dat. Mary Kay se numea, serie limitată. Și era tot așa, un fel de vanilie. Acum, o altă caracteristică destul de drăguță la chitara asta e că e făcută din ash, dar are un maple cap, figured maple cap. Okay. Adică asta e arțar. Vintage style tremolo. Și oricât m-am străduit eu să zic un model extrem de particular la dozele single coil, sunt doar DiMarzio custom single coil. Atât. Ok, deci nu s-au străduit foarte mult la doze. Nu. Sau nici nu cred că au văzut. Hai, doar să... pune niște DiMarzio. Da, da, da. Știi? Și faza tare e că, spre deosebire de chitara ta care e nervoasă din start și la care nu prea merge să folosești un amplificator single channel dat cu gain-ul în blană și să roluiești volumul, la asta merge, ai nuanțe. Sunt niște doze foarte clare și pe distorsiune și pe clean și din potențiometrul de volum se curăță foarte frumos. We'll be right back.
Zi. Foarte mișto. Da. Bine. Astăzi am avut acest Fender Telecaster albastru. Da, Blue Flower. Blue Flower japonezul. 69 made in Japan. Și Fender Stratocaster Richie Kotzon. Și am avut niște amplificatoare Bass Breaker. Bass Breaker, care ca, sunt foarte mișto. Ca întotdeauna la Guitar Shop. Cum mare drag. Pe site. Suntem Hotshot și Panda. Și ne vedem data viitoare. Și data viitoare avem ceva și mai special. O să vă arătăm ceva foarte, 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 ceva compozite. Da, da, da. Din tabelul. Exact. Exact. Știți ce zic? Da, da.